Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Craiova, au dispus urmărirea penală și reținerea pentru 24 de ore a lui Costinel Romeo Drăgan, fost executor bancar și judecătoresc din Gorj. Acesta este acuzat de săvârșirea a 9 infracțiuni de abuz în serviciu, dintre care 5 în formă continuată. Potrivit DNA, în perioada 2008-2015, Drăgan Costinel Romeo, în calitatea sa de executor bancar și judecătoresc, prin nerespectarea atribuțiilor de serviciu, a dispus în mod abuziv de sumele de bani puse la dispoziție de datornici în dosarele de executare. Astfel, din conturile bancare deschise în acest sens, inculpatul a efectuat transferuri de bani în conturile personale, dar și ridicări în numerar. Mai mult, executorul judecătoresc, folosind mecanismul de fraudare de tip suveică, a utilizat o parte din banii încasați de la unii dintre datornici pentru a acoperi sumele de bani scadente ce li se cuveneau unora dintre creditori. Pentru toate operațiunile bancare, executorul nu a întocmit niciun fel de documente justificative, iar prin nedistribuirea acestor sume, conform destinației legale, a produs un prejudiciu în dauna creditorilor în sumă de 2,8 milioane de lei. Dacă va fi găsit vinovat, va petrece ani buni în spatele gratiilor.